Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la Digi FM. Ca să știi. Bună dimineața. Neața, holy moly, nu ești singură, ești cu Zodier. Neața, neața tuturor. Bună dimineața. Aveți și o chitară, de unde deducem că o să ne bucurăm și de o cântare live. Măi, dacă suntem încălziți, suntem încălziți? Da, eu zic că suntem. Bine. Pe vremea asta. Da, ne-am trezit de două ore, deci sunteți matinali. Asta e o întrebare foarte dificilă. Suntem matinali când trebuie să fim matinali. E că nu trebuie, nu că suntem nocturni. Eu una mă trezesc când trebuie să mă trezesc. Astăzi m-am trezit foarte devreme. Creativitatea vine după ora 12 noaptea. Exact. Sau după 12 ziua, nu, depinde, depinde și pe ce fuzorar ești. Depinde, fiecare zi e alta la noi, e altfel. Ascultăm în difuzoarea cu melodia Fericit de la. Da, este ultimul nostru single. Ultimul single. Cum stă după lansare? Eu cred că Fericit stă foarte bine și ajunge fix la oamenii care trebuie să o asculte. Exact. În concert ea se descurcă foarte bine, pentru că piesa a pornit de la faptul că Zodier a început să o cânte în concerte. Nu era o piesă în sine înregistrată sau ceva, o cântam, nu? Doar cu chitara, adică așa de a început unde, totul. De unde, domne, fericirea asta? De ce ești tu fericit? Păi asta e că e puțin ironic, nu prea sunt, aș vrea să mai fiu. Cam așa a venit povestea. Okay. E nostalgică. E nostalgică, nostalgică. Da, dar e wishful foarte thinking, așa. Da, foarte, adică refrenul cel puțin e foarte pozitiv, cu gândul la mai bine. Băi, o întrebare pe care cred că toți ascultătorii noștri le-ar adresa-o. Voi păreți cam tineri așa, pe holy moly, nu întrebă. Dar nu e o întrebare, nu iau. Nu? Stai așa, că vă vede lumea. Deci vă vede lumea, nu doar vă ascultă, că suntem în direct și pe Facebook acum. Și? Unde avem cameră? Uite, da, tu ai vârsta ta aici. Câți ani avem? Câți ani aveți? Păi... Ea are 45. Hai să facem așa. Undeva între 14 și 45. Împreună faceți cât? Deci... Asta se consultă. De, acum află și ei câți ani. Da, cât? Ia. Faci pe caiet? Cât? 53? Da. 53 okay. Împreună. Da, da. Acum vedeți cum le împărțiți. Vedeți că n-are niciunul 14 ani. Vedeți cum le împărțiți, că să ne supărăm. 53. Amândoi peste 20, asta e clar. Da. E cineva cu 25 și 27? 28. 28, da. Așa, da. Corect, da. Aritmetica mea. Da. Tinerei, copiii moșului, tinerei. Hai că ne încărcăm cu energie de la ei. Avem și un joculeț pregătit pentru voi în dimineața asta. Superb. Yay. Până atunci, vă zice, sau le spunem celor care ne ascultă în felul următor. Pe Holy Moly, dragilor, o știți datorită și datorită colaborării cu tata Vlad în piesa Plouă, care sună așa. Hai că o știți, o știe toată lumea. Să vină tata Vlad. Să poate intră și direct intră aici în platou. Prin geam, intră prin geam. Culmea e că difuza melodia asta și chiar ploua, adică se potrivea. Eu nu cred neapărat în toate coincidențele astea ale lumii, dar când am lansat Plouă, noi am lansat în martie, piesa a fost pe radio foarte mult timp, a plouat în vara aia mai mult ca orice vară din ultimii 5-6 ani. Dansul ploii, nene, asta merge la agricultură. Exact. Credeți-mă, știu că bunica e de la țară, știu cum mergea agricultura. La un moment dat era too much, era prea mult. Ploaia strica deja. Mai lasă melodia aia, mai scoate-o din playlist. Exact, a fost mult. Păi suna cu soare. După de când eram izmerii, de când eram mică. Când soarele răsare, trebuie să le cânt așa una după alta ca să egalăm energiile. Și cel mai funny e că în perioada aia, când mergeam la concerte, prin august, să zicem, s-au mai calmat ploile, cât de cât. Și mergeam la concerte și aveam soundcheck, cum făceam soundcheck-ul când începea plouă, că mereu dădeam și plouă ca să fie ok, toată lumea pe scenă, cum începea să plouă în aproximativ 4 minute de când dădeam piesa și după vreo 3 concerte m-am prins, așa că am dovezi pe telefon, că am început să filmez și le ziceam oamenilor din organizare, zic, fiți atenți, vedeți că o să când plouă, trebuie să strângeți un pic cablurile și tot ce mai aveți, că o să plouă 5 minute pe puțin, după se liniștește. E, mereu exact așa. Hai că a rezolvat problema cu seceta în România, deci trebuie să o luați pe Holy Moly. Deci așa cum, dacă vă când plouă, în 5 minute plouă. Te rog să faci una și pe post de rachetă antigrindină. Bun, acum mergem mai departe și vorbim despre Zodier.
chiar așa se citește numele tău, se citește cum se scrie. A ajuns cunoscut cu piesa La Sacou. Am aflat și noi acum că îi se mai spune și Ed Sheeran de salon, ta Dumnezeule. Da, și cheamă și Eddie. Da. Culmea cu incidență. Vreau să, să auzim un pic piesa asta La Sacou. Dă-i sacoul meu dacă-i frig și durerea se oprește. Gentleman, îi dă sacoul lui. E adevărat că piesa asta a fost una dintre cele mai dansate la Dansul Mirilor în 2023? Măi, nu știu dacă a fost una din cele mai dansate, dar pentru mine a fost cea mai dansată. Adică eu doar asta vedeam în online. O știu. Așa e toată lumea. Poveste cu... Mergeam pe taxi și trebuia să repet puțin, că făceam o surpriză unei domnișoare și am început să cânt să mă încălzesc, că n-am avut timp înainte. S-a uitat domnul șofer, s-a uitat în spate și a zis: mai bine ca originalul. Super! Mulțumesc, doamne, nu știu cine cântă piesa asta, da? Dragilor, noi astăzi ne-am jucat cu ascultătorii, ne-am adus aminte că vine 1 iunie, ziua copilului, și ne-am adus aminte de pedepsele pe care le primeam noi când noi eram cuminți și ce pedepse aplicăm copiilor. La voi nu e cazul, că nu cred că aveți copii, niciunul dintre voi. Încă nu. Dar pedepse când ați fost mici, ați primit sau ați fost răsfățați așa și alintați? Eu una n-am primit niciodată, la mine nu s-au aplicat pedepse, să zicem că de fiecare dată era aceeași pedeapsă. Că am fost și eu o fetiță cu minte și cântând de mică, eu eram pe ale mele. Dar e o chestie pe care cred că foarte mulți din generația mea și chiar mai mari decât mine au trăit-o, și anume, vă aduceți aminte când făceați orice în public, da, erați cu mama de mână și mergeați, orică ziceați ceva prea tare, orică ziceați că vreți o jucărie și nu trebuia să spuneți chestia asta. Nu era nicio vorbă, era doar o privire a lui mama și o strângere ușoară de mână, care însemna, dacă mai zici ceva, ai poțești cu mine, ai speclit-o. Asta pentru mine în copilărie, atâta trebuia, nici nu trebuia să se uite la mine, ci să mă strângă un pic de mână. Taci, sau ia vezi. Vezi că nu te comporți corect. Da. Și pentru chestia asta am învățat eu de mic copil că nu trebuie să îmi manifest răsfăț în public. Cumva în public devenisem foarte diplomat, așa eram. Bine. Nu. Bineînțeles că mai aveam și eu momente în care eram acasă, mă certam, mai ales cu mama, fiind amândouă gagici. Bineînțeles, mama cu fiica mereu se împung una pe alta. Dar în societate am fost un om foarte ok. Am înțeles. O înțeleg pe doamnă. Întotdeauna mă gândeam, zic, cum ar fi să fiu în pielea tatălui copilului din supermarket care se târăște pe jos că vrea să-i cumpere nu știu ce. Exact, ce faci? Da, m-aș intra în pământ de rușine, nu știu. Asta nu înseamnă că mereu m-am gândit la asta. Mă, ce fac dacă al meu face așa? Mm-hmm. Știi? Pentru că totuși acum suntem înconjurați de altă creștere și de altă tipologie de copii. Da, cum fac? Îți mai e un job ca să-i cumperi. Chestia asta? Nu. Tocmai de aia, de timpuriu, trebuie cumva să setezi niște limite de ce e ok, ce nu e ok în public și comunicarea cu copilul să fie, bineînțeles că nu știam mama, vă dați seama, 96-97 știa mama că comunicarea între noi trebuie să fie într-un anumit fel. Nu, a fost totul intuitiv. Holy moly, tu ai skill-uri de radio, jur. Vă mulțumesc, foarte mai chemați-mă. Dacă vreunul dintre voi răcește, call me. E să nu-mi zici de două ori, te rog, eu frumos. Poți să zic, Eddie? Da, normal. Că și semeni cu Ed Sheeran, mă uit așa la tine și cum stai cu chitara aia acolo, apropo, ne cânti ceva. Arată mai bine da, ca cum să nu, că cântam imediat, nu? Păi nu, eu îți propun acum că eu mă uit și la ceas. Și aș vrea să facem și jocul cu ei. Hai să începem cu jocul și încheiem cu cântarea. Vezi mă cine face radio de 30 de ani. Exact, okay. Atunci ne încălzim și mai bine vocea. Mamă, ce tare ideea asta. Dacă tot e 1 iunie, facem un fazan, jucăm un fazan. Hai să jucăm fazan. Okay. Fazan e ăla că zici un cuvânt și trebuie să te închizi cât mai repede. Faci alt cuvânt cu ultimele două litere. Da. Ok. Cineva va trebui să spună alfabetul în gând, iar unul dintre noi să zică stop. Ok. Zic eu alfabetul. Da. Hai. Da, să și pornești cu A. Ziceți 1, 2, 3... 1, 2, 3 și... A. Stop! D. Ok. Dar nu putem să ne închidem din prima. Nu. N-avem voie, avem o tură. Un cuvânt cu D. Descompunere. Reușit. Italia. Ia. Era să zic ea de aici. Ia mă. Ian. Ian. Ian.
Mamă, și cât timp îți trebuie? Iarnă, iarnă, iarnă. Năpastă. Tătar. Arici. Cilindru. Rucola. Laureat. Hai că dacă m-a pus să închizi. Ateneu. Frumos. Eunuc. Nuc, uc. O, m-ai închis cu uc? Sau nu? Nu. Vezi că sunt cu, nu? Nu știu. Uculele. Mă, ce de ea? E cu capa, e cu capa, iartă-mă. Uculele? Da, da, e cu capa. Mă ucide ea. Ucide. Nu poate să crede, ce tare. Cum mi-a venit? Defect. Nu! Jucam să câștigăm, nu? Nu l-ai închis, nu l-ai închis. Defect? Hai, cât, cât, hai că există. Hai, hai, Dimitrie Cantemir. Ctim. Hai, 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 hai. Ctitor. Așa. Ctitor. Uha. Mamă, ce tare. A, te-am făcut mâncare. Asta e. Or. Or, orificiu. You. Iubire, na. Restaurant. Nea. Hai că prea stai acolo. Nea. Prea stai acolo liniștit. Ai pierdut. Am pierdut, dar am pierdut un joc, nu toată cel bătălia. Cel din urmă va fi cel din tâi, cel da. Mai mic din cameră. Și cu această ocazie mai încercăm o tură de fazan, dar ai primit pedeapsa să ne cânti la final, da? Deci acum chiar nu scapi. Okay. Oricum trebuia să... Bun, hai. Bun. Mai începem tu. Eu, acum. Da? Bun. A. Stop. L. L. Și eu da? Zic, eu încep. Nu, eu zic un cuvânt cu L. Zic. Da. Da? Liliac. Ah, ce floare frumoasă. Tu sau eu? Eu, da. Liliac, ac. Accentuat. Accele tale, at. Nu poți să-l închid din prima, nu? Ba da, poți, poți. Atent? Poți. Atent. Oh. Bravo! Bravo! Eu sunt foarte bună. Pot, eu sunt foarte competitivă. Păi nu, gata. Noi am venit ca o echipă. Și vom pleca... Cu părul separat. Da, da, veți cânta împreună acum pe final de emisiune. Vă rugăm și vă mulțumim tare mult pentru mulțumim jocul ăsta. Hai să ne luăm la revedere de la ascultători deja, că îi lăsăm pe ei să performeze. Mulțumim. Vreți să anunțăm ceva? Vreți să anunțăm ceva foarte, foarte repede? În afara faptului că na, ne găsiți pe Instagram pe amândoi, Holly Molly Guacamole și Zodier Oficial. Orice concert sau orice eveniment la care suntem prezenți cu publicul, bineînțeles că va fi anunțat cu o zi, două înainte și așa mai departe. Ieri am lansat ceva foarte frumos și anume o variantă acustică a piesei Fericit, așa că dacă vreți să o vedeți, intrați pe YouTube și căutați Fericit și o să o vedeți. Noi cântăm într-o piscină goală. E interesant. Trebuie să intrați să vedeți. E doar acustică, chitară. Altfel, și... o să vedeți. Este foarte drăguț. Super interesant. Dragilor, mulțumim pentru astăzi. Da, a fost mulțumim o zi super dinamică, cu foarte multă implicare din partea voastră. Vă suntem recunoscători și o să vă arătăm lucrul ăsta mâine dimineață de la 7 până la 10. O zi excelentă. Excelent. Azi mi-e rece, mâine-mi trece, dar vreau înapoi. Astăzi plâng eu, ieri plângeai tu și mâine amândoi. Mi-ai răsat, m-a rămas și o lume întreagă în dans. Fără pereche, doar cu secrete. Nu cred că ne-am înțeles când ne-am zis atât de des. Viața-i scurtă, dar până dragostea ne cântă. Vreau un dans cu tine la nesfârșit. Doar fă-mă iar fericită, fă-mă iar fericită. Vreau un dans cu tine la nesfârșit. Doar ca să mor fericită, ca să mor fericită. Fă-mă iar fericit, fă-mă iar fericit, fă-mă iar, fă-mă iar fericit. Vreau un dans cu tine la nesfârșit. Fă-mă iar fericit, da, fă-mă iar fericit. Mulțumim! Facem tot posibilul. Vă rog, e obligatoriu.
Descoperă DGFM Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.